am învățat cum să fim din ce în ce mai buni, odată cu cele peste 850 de proiecte pe care le-am ajutat să-și crească vizibilitatea în motoarele de căutare. Echipa de SEO de VF este pregătită să aducă orice proiect în primele rezultate Google. Am aflat că 47% din traficul înregistrat este de tip organic, adică SEO. Bună! Eu sunt Lidia Berteșteanu, SEO Managing Director la DVF. Am 7 ani de experiență în domeniu, gestionez o echipă de 65 de profesioniști și îți voi prezenta ce înseamnă SEO din perspectiva celei mai mari divizii de SEO din România. DVF și-a început povestea cu SEO, fiind punctul central al agenției pentru mai bine de 7 ani. În tot acest timp, am învățat cum să fim din ce în ce mai buni, odată cu cele peste 850 de proiecte pe care le-am ajutat să-și crească vizibilitatea în motoarele de căutare. Fie că este vorba despre SEO tehnic, strategie de conținut, redactare de conținut sau insights de business, echipa de SEO de VF este pregătită să aducă orice proiect în primele rezultate Google. O întrebare pe care o primim des de la brandurile care activează în online este: rezultatele în SEO se văd în câteva luni. De ce aș aștepta atât? Da, SEO nu generează rezultate imediate, dar este o investiție într-o consolidare de lungă durată a poziției tale organice în Google. Odată ce munca noastră începe să dea roade, site-ul tău va căpăta autoritate, se va indexa pentru din ce în ce mai multe cuvinte cheie și va atrage mai mult trafic relevant în mod organic. Și cum nu există o dată de expirare pe conținutul de valoare, atât timp cât setările site-ului tău sunt făcute corect, metadatele sunt optimizate, informațiile din paginile de servicii, produs sau blog sunt relevante, tu vei continua să rămâi un pilon de autoritate în nișa ta. În concluzie, este o investiție care cu siguranță îți va aduce rezultate măsurabile pe termen lung. Alți clienți ne spun: am auzit că SEO nu mai e de interes și e o industrie pe moarte. Conform Google Trends, în luna ianuarie a acestui an s-a înregistrat cel mai mare interes pentru topicul de SEO din ultimul deceniu. Odată cu pandemia și cu trecerea și mai multor magazine în zona online, a crescut necesarul optimizării SEO pentru e-commerce-urile care își doresc să-și crească vizibilitatea și vânzările organice. În 2021 am derulat la DVF un studiu în care am analizat datele din Google Analytics pentru 341 de magazine online din România, cu un total de 60 de milioane de vizite pe lună. Din acest studiu, am aflat că 47% din traficul înregistrat este de tip organic, adică SEO. Așadar, SEO este răspunzător pentru aproximativ jumătate din vizitele și încasările magazinelor online din România. Și pentru că ne plac datele, hai să ne uităm puțin la ce a însemnat SEO pentru campania cu care am reușit să aducem acasă premiul cel mare la European Content Awards, una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale dedicată campaniilor de marketing digital. Cu o campanie SEO în care echipa DVF a gândit și livrat o strategie compusă din 150 de articole de blog, 250 de articole de native advertising și un total de aproximativ 50 de implementări tehnice, am reușit să atragem 3,6 milioane de utilizatori noi pe site. În prezent, avem peste 500 de articole indexate care atrag peste 500.000 de vizite lunar pe această campanie. Dacă și tu vrei să lucrezi cu cea mai puternică echipă de SEO din România și să-ți aduci site-ul pe primele poziții în motoarele de căutare, te așteptăm la DVF.